своими глазами. Este octombrie și tradițional comunitatea educațională din municipiul Bălți lansează lunarul de conștientizare și informare a sindromului Down. De fapt, în acest an și prin această activitate ne punem un scop mai deosebit. Noi vrem ca fiecare copil, fiecare cadru didactic, fiecare angajat din sistemul educațional să învețe, să lucreze într-un mediu și un climat foarte pozitiv. Astăzi vorbim despre bunăstare emoțională, în special copiii cu sindrom Down și alți copii cu cerințe educaționale speciale au nevoie de o abordare individualizată și de o stare de bine în mediul educațional. Activitatea de lansare se numește Art Cafe-ul de bunăstare emoțională. Această activitate au fost invitați managerii instituțiilor de educație timpurii și a instituțiilor școlare, pentru că anume de la ei managerii începe tonul acestei stări în instituția în care activează. Astăzi vom aborda acest subiect din perspectiva personală, cum să ne îngrijim și ce oferim celor din instituția educațională. Pe această cale vrem să mulțumim gazdei Liceului Teoretic Dimitri Cantemir pentru că a găzduit acest eveniment de lansare, unde observăm un mediu fizic educațional extraordinar de inclusiv, pozitiv, prietenos și acest moment, acest lucru trebuie să-l vadă și colegii care astăzi sunt alături de noi. Mulțumim administrației, instituții publice, Liceul Dimitri Cantemir. Anul acesta, accentele în cadrul deschiderii lunarului de conștientizare al sindromului Down cade pe personalitatea cadrului didactic și a cadrului managerial. De ce? Pentru că este foarte important să învățăm să ne cunoaștem resursele noastre interioare, astfel încât să dezvoltăm capacitățile noastre de a face față provocărilor în mediul exterior. Cu atât mai mult, astăzi invităm cadrele didactice manageriale să-și identifice acel rezervor al propriilor sale resurse interioare, astfel încât să știe în orice moment care din acea resursă interioară mă ajută să fac față unei nevoi sau altia. Sunt onorată să fiu prezentă la evenimentul de deschidere al lunarului conștientizării și acceptării sindromului Down. Apreciem activitatea colegilor de la Serviciul de Asistență Psihopedagogică și a tuturor managerilor în promovarea și asigurarea egalității drepturilor tuturor copiilor. Să punem accentul pe a învăța pe fiecare, dar a învăța diferit după necesitățile sale. Astăzi, în Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, are loc deschiderea lunarului conștientizării sindromului Down. Deoarece o școală trebuie să fie prietenoasă. Fiecare copil trebuie să se simte într-o atmosferă caldă, pașnică și să aibă acces toți la fel la educație și la un învățământ de calitate. Deci, ne dorim un lunar eficient, un lunar productiv și să nu uităm că printre noi există și astfel de copii. В октябре месяце принято развеивать мифы и стереотипы, связанные с синдромом Дауна. Этот месяц, вот уже много лет, остается особенным для тех, кто хочет сделать жизнь людей с синдромом Дауна лучше. И так будет до тех пор, пока предрассудки и заблуждения о синдроме Дауна в обществе исчезнут окончательно.